Nimic important, să în tema principală. All right, hello everybody. First of all, I want to apologize for our foreign attendees because that presentation will be in Romanian. După cum ziceam, salutare tuturor. Eu sunt Bogdan Ciobotaru. Sunt dezvoltator WordPress de câțiva ani buni. Aventura mea cu WordPress a început oarecum în tandem cu meetup-ul. Prima dată când am fost la un meetup aici, am cunoscut niște oameni foarte interesanți. I-au spus de o platformă de freelancing, am învățat de la ei, de acolo s-au generat primii bani și o pasiune enormă pentru zona asta de WordPress. Din păcate nu am pointerul, așa că tot o să mă plimb de aici colo, sper să nu fie deranjant. Astăzi vom vorbi despre o problemă destul de sensibilă în această zonă, și anume când este un site spart de acei băieți buni, ce facem, cum procedăm. Voi oferi în prezentare, care este structurată în două părți. Prima parte e cea de combatere a acțiunii, adică practic vom vedea cum putem să curățăm acel site, iar în partea a doua vor fi tips and tricks pentru cum prevenim viitoare intruziuni. De asemenea, pentru întreaga prezentare există și o serie de resurse pe care o să le aveți într-un link la final. Pentru că am prezentat deja, cam ăsta era sinopsisul. Ce o să fie suplimentar față de ceea ce am zis este modul în care detectăm și ne dăm seama că un site este spart. Când trebuie să ne gândim concret ce avem de făcut. O să am câteva statistici la început. Sunt preluate de la cei de la sucuri.net. Este o agenție de securitate cibernetică și, practic, într-un limbaj mai de lemn, este o agenție care vine, îți ia site-ul, ți-l repare, ți-l aduce la forma dinainte. Aici putem observa, conform statisticilor lor, că 90%, după cum zicea și antevorbitorul meu, sunt 1,8 miliarde de site-uri în WordPress. Asta îl face extrem de vizibil. Dacă 60% din internet este WordPress, fiecare hacker își va dori să își pună amprenta acolo. Orice va reuși să spargă în WordPress, pentru el va fi ca un premiu. 90% din platforme, 90% din atacuri targetează WordPress. Mai mult, din cele 90%, puteți să observăm că există o tendință în acest sens față de 2017 și cu siguranță părerea mea este că această tendință va fi într-o continuă creștere. Asta prin faptul că WordPress-ul câștigă din ce în ce mai multă popularitate, cât și prin faptul că foarte multe din celelalte CMS-uri sunt abandonate. Aici, spre exemplu, putem să ne dăm seama din această statistică că PrestaShop-ul ușor, ușor tinde să fie abordat mai puțin de dezvoltatorii de consum, să-i numim așa. Într-adevăr, PrestaShop-ul s-a dezvoltat pentru zona de avansat. Acum, o să fie câteva pagini de tranziție. Vă rog să rețineți un singur lucru. Orice faceți, WordPress, PrestaShop, nu are relevanță de CMS. Țineți update-urile la zi. Updatați orice. Acum, cum ne dăm seama că un site este spart? Avem trei metode și multe altele. În primul rând, toate pleacă de la o interacțiune umană. Cineva își dă seama că site-ul acesta are o problemă. Și atunci, există două metode pe care le abordez eu în prezentare, dar există mult mai multe. Una este o metodă pasivă, cea de la sucuri, care oferă un scanner. Un scanner pentru vulnerabilități, e plin internetul, ei s-au detașat prin faptul că au cele mai bune rezultate. A doua este una activă, este WordPress-ul, despre care să discutăm puțin mai târziu, e vorba de un plugin. Sau te sună clientul și zice că are un problem. Pentru prezentarea How to Clean a Hack WordPress, m-am gândit la un scenariu de lucru, și anume avem site-ul compromis, avem acces la cPanel și baza de date este intactă. Restul, toate sunt vraiști.
Înainte să încep efectiv să discut, o să vă dau exemplu. Cea mai cunoscută metodă de a ataca un site este practic prin anumite atacuri de tip cibernetic, infiltrarea unor astfel de coduri. În momentul în care vedeți în orice fișier acel eval cu Base64 de code, Base64 practic îți ia codul tău sursă și ți-l compilează într-un string de gen. Codul din dreapta este de fapt ce e scris cu negru în stânga. E cea mai ușoară metodă de a ascunde o anumite părți de cod care au rolul de a realiza anumite funcții malițioase. Deci, în momentul în care vedeți Base64 de code, fiți sigur că acolo este o problemă. Este folosit, dar din ce în ce mai des Base64 de code este interzis din start în variabile de PHP al fiecărui server. Acum, am identificat problema, avem un site spart. Ce facem cu el? Cea mai simplă soluție este oarecum o consecință a faptului că WordPress-ul și-a detașat fișierele pe care un utilizator simplu vine și instalează față de core-ul lui. Adică, practic, avem instanța de WordPress, care sunt acele fișiere din zip-ul de WordPress și avem celelalte fișiere care sunt custom. Adică, plugin-uri, teme și așa mai departe. În momentul în care vedem că un site este compromis, indiferent că acesta e compromis în sensul să mineze criptomonede, vrei să spui ceva? Ok. Indiferent că vrea să mineze criptomonede sau afișează niște pop-up-uri ciudate, cea mai simplă metodă din metoda simplă este efectiv să ștergem tot ce ține de WordPress și anume, fișierele din core, mai puțin wconfig. Wconfig este practic configurarea site-ului de WordPress, realizarea conexiunilor cu baza de date și altor variabile. Cele două foldere, wp-admin și w-includes, care sunt standard, acolo în mod normal nu avem ce căuta, nu trebuie să umblăm niciodată. Și mai rămâne folderul w-content. Aici, după cum precizam adineauri, sunt temele, în special e vorba de tema principală, plus plugin-uri. Și după ce am făcut aceste înlocuiri, revin un pic la slide-ul anterior, pentru că asta e una din cele mai folosite metode, ceva foarte simplu de făcut cu un WordPress, e efectiv arhivarea lui, descărcarea pe o stație locală, și căutarea după stringul eval Base64. Și așa vă veți da seama care fișiere sunt compromise. Dacă vorbim de acest tip de atac. Metoda mea de curățare, cu ghilimele de vigoare, merge pentru mai multe metode de atac. Asta înseamnă că facem verificare manuală. Luăm fiecare fișier în parte din plugin-ul și din teme, în cazul în care sunt custom. În cazul în care nu sunt custom, cea mai simplă metodă este ștergerea lor, descărcarea din nou de pe site oficial. Și o să mă repet, în cadrul prezentării, niciodată nu folosiți teme null în producție. Pentru cei care nu știu, temele null sunt practic temele pe care le descarcă de pe anumiți provider de teme, cum e Team Forest. Ai descărcat tema și ai urcat-o gratuit pentru ceilalți, ca să nu plătească tema, o urci pe un alt site. De foarte multe ori în acele teme există anumite bucățele de cod foarte bine ascunse care fac anumite acțiuni și în momentul în care auziți cu toții că un atac major s-a întâmplat în WordPress, ori e din cauza unei probleme a WordPress-ului, ori e din cauza faptului că au ajuns cu acele servere comandă control să... Da, se stinge lumina, începe atmosfera. Au ajuns să controleze foarte multe site-uri. Deci orice ar fi niciodată null în producție. Și acolo am un hint, timestamp-ul. În momentul în care sunteți atacați, vă dați seama că fișierele, dacă nu le-ați modificat voi prin update-uri, o să fie modificate recent. Și atunci cu un tool FTP, de acces FTP la fișierele serverului, o să vedeți foarte simplu când au fost modificate ultima dată acele fișiere. După ce am făcut treaba asta,
Deci, practic, reinstalare de WordPress, dar reinstalare manuală, adică efectiv n-am făcut decât să înlocuiesc fișierele. Baza de date și conexiunea cu ea rămân acolo. Și mi-am verificat fișierele custom din plugin-uri și aici un nou hint. Încercați pe cât posibil de fiecare dată când folosiți o temă și vreți să faceți modificări, să vă faceți un child pentru acea temă. E foarte indicat pentru că orice modificare nu se va duce asupra temei, ci asupra acelei teme child. Și în momentul în care vă veți întâlni cu astfel de situație, doar înlocuiți tema principală și mergeți și verificați manual child. WordFence-ul, despre care ziceam și adineauri, este un plugin de securitate. Practic, ce face? Are un scanner. De fapt, cred că cea mai simplă exprimare este un antivirus pentru un site. L-ai instalat, WordFence-ul își face treaba, își face mai întâi niște configurări care va face niște alte modificări în fișiere de tip htaccess, va impune niște restricții și așa mai departe, dar avantajul major îl reprezintă faptul că unul la mână poate scana toate fișierele, inclusiv cele din core WordPress. Doi la mână, dacă nu vreți să verificați manual, deși nu e indicat acele fișiere compromise, WordFence o va face pentru voi și va detecta mult mai multe metode de atac care au fost și vă vor apărea notificări de genul. Spre exemplu, în cazul acestei notificări, care este de pe un site care a fost spart, după cum ziceam, a găsit cuvântul eval și îmi spune că trebuie să merg să văd ce presupune acel eval, dacă e un cod encodat, criptat, să mă duc să văd ulterior, să-l decriptez și să văd ce făcea acel cod. Încă un avantaj este că efectiv, în momentul în care ți-a scanat toate fișierele, dacă vrei să faci un clean install, le ștergi pe toate dintr-o mișcare. Nu mai trebuie să stai tu să vezi. Să nu uitați de update și mai mult de atât, faceți și backup. Acum, mai sunt câțiva pași. Ține oarecum și de Linux, dar și de Windows, dar cel mai simplu e să luați ca bază a FTP-ului. Verificați neapărat permisiunile. Trebuie să aveți la foldere 755 și la fișiere 644. În momentul în care vă uitați prin structura de fișiere și vedeți în dreapta, spre exemplu la acest, după cum se vede acolo în imagine sus, în dreapta avem PERMS. În momentul în care vedeți ceva diferit de acele configurări, înseamnă că acolo e o problemă, verificați fișierul. Verificare user, majoritatea metodelor de atac presupun crearea unui nou user de administrator și de acolo instalare de exploit-uri și tot așa. Verificați userii, ștergeți tot ce nu recunoașteți. Mai mult de atât, în momentul în care un user se loghează pe site, local se salvează un cookie. Cookie care conține datele de autentificare. Dacă vreți, e similar cu acele tokenuri de la Facebook. Pentru că presupun că toată lumea a auzit de ultimele scandaluri de la Facebook cu tokenurile. Ca să-i delogați pe toți, e o chestie puțin mai avansată. Intrați pe Google, căutați WordPress Salt. E un API de la ei care efectiv îți generează o serie de key. Dacă vedeți aici, cheile alea la care nu se uită nimeni. Sunt cheile din wconfig, din fișierul de configurare al site-ului, la care nu se uită nimeni. În momentul în care vreți să îi delogați pe toți, schimbați acele... te rog. Link-urile sunt direct în wp-config. Deci link-ul pentru generarea lor nu mai e wp-config. Ok. Ca să nu stai să-l e și în wconfig. Eu nu am știut chestia asta. Am încă... Ăla e acolo. E deasupra fix, deasupra produs. Ok. Deci mult mai ușor ca să le generați. În momentul în care intrați, la fiecare refresh se face o nouă serie de striguri aleatorii. În momentul în care browserul vrea să se autentifice din nou pe platforma respectivă, vede că nu se potrivește și atunci îl deloghează, îi șterge cookie. E ceva care puțin spun ăsta, bravo. 6, 5 chiar, scanare pentru blacklist. Ok, avem un site spart, ar putea să nu ne intereseze. Dar cea mai mare problemă e când site-urile spun deja despre site-ul tău că e spart. Și atunci toate mail-urile se duc direct în spam sau ți se întorc. Site-ul dispare din Google, Google îl șterge din ranking. Verificați neapărat dacă este blacklistat. Supuri.net sau orice alt tool pe Google, website, blacklist, căutați
linkul respectiv, intrați și puneți linkul site-ului și verificați dacă este blacklistat. În cazul în care este, toate platformele de genul oferă o metodă de a te scoate din ele. Adică el zice, ok, este omenește să greșești, ai site-ul spart, îl repar și noi îți acordăm a doua șansă, a treia șansă, a patra șansă, oricâte șanse e nevoie. 6 testare site. Asta era probabil cea mai evidentă chestie. Intrați, luați linkul, link, verificați să vedeți dacă totul e. Bun. Cam asta a fost partea cum se curăță metoda brută și care se potrivește. În cazul meu s-a potrivit la absolut, de fapt, mint. La aproape absolut toate problemele de genul. Au mai existat unele site-uri care au fost, au avut probleme cu baza de date și au fost au fost băgate anumite string-uri care să facă anumite request-uri în baza de date. Dacă e mult prea tehnic, o să vă rog să ridicați o mână să-mi spuneți ca să știu și eu să-mi adaptez în continuare prezentarea în funcție de chestia asta. La baza de date, acolo e exact ce ziceam, partea de backup-uri. Neapărat să aveți backup-uri. Există foarte multe utilitare, foarte multe plugin-uri, foarte multe softuri pe care efectiv le descărcați pe calculator și vă faceți backup local. De orice fel ar fi backup-ul, faceți backup pentru că la un moment dat o să aveți nevoie. Acum, vă rog dacă sunt prezentări față de cele... prezentări, întrebări față de cele de la... Te rog. Recomand să schimbăm și prefixul bazei de date, dacă... Astea sunt mai... e în partea a doua. Prefixul de bază de date am observat că acum majoritatea hosting-urilor o fac automat. Unele, din păcate, nu setează o parolă de sine stătătoare pentru conexiunea între site și baza de date. Acolo mai sunt probleme, dar o să vină partea de recomandări. Nu mai amintesc dacă am trecut-o, dar o să o amintesc. Mersi. Alte întrebări, vă rog. Te rog. Backup-ul din cPanel sau cu... Orice backup. Deci, backup-ul din cPanel are avantajul faptului că îți face backup, îți face mai degrabă o imagine a ceea ce a fost pe server. Adică, efectiv, îți salvează tot. Îți face un snapshot, așa se numește. Îți salvează fișiere, îți salvează baze de date, îți salvează inclusiv configurarea serverului. Dacă o să faci un backup normal, e bun și ăla. Doar să-l ai. Cel mai important e să faceți backup la baza de date. Da. Dacă ai, de exemplu, un mecanism de cache pe site, da, nu este necesar să ștergi și cache-ul, chiar dacă faci modificări? Păi, majoritatea mecanismelor, vorbim de caching realizat printr-o funcție manuală sau realizat de un plugin? Nu, un plugin? Cel mai ușor, da, este să folosești un plugin care îți face cache la... Site-ul este într-un CDN? Indiferent unde este. Bun. Ideea e că cache-ul respectiv se generează tot sub formă de fișiere statice. Orice plugin de caching îți face output la niște fișiere statice. Și atunci, alea, bineînțeles că o să le ai în folderul wcontent, cel puțin la W3 cache total. Sau cele de la SiteGround, cele implicite în folderul lor Optimizer. Sunt tot fișiere statice. Deci și pe alea trebuie să le ștergi. Da, asta vreau să subliniez, că trebuie să ștergi inclusiv lucrurile astea. Că poți să fixezi site-ul cât de bine pentru cei care nu știu ce înseamnă caching, practic, pentru ca de fiecare dată când intri pe un site, ai o pagină, spre exemplu, front page-ul de 5 mega, are o dimensiune. Ca de fiecare dată tu când intri pe altă pagină, să nu descarci fișierele de stil sau fișierele care fac să arate site-ul într-un fel, sau, spre exemplu, să nu descarci logo-ul de fiecare dată, există o metodă care e dezvoltată de băieții cu browserele, prin care ți se descarcă automat. Deci, practic, cam în linii mari, la asta se referă caching-ul. În termeni mai tehnici, definiția sună total diferit. Nu se mai recompilează asset-urile, se servesc static, nu neapărat exact. Că se salvează local. Sau așa, acum depinde de tipul de fișier. De exemplu, un CSS se salvează static, fie pe telefon, fie pe text-ul. Unde am rămas? Da, vă întrebări, dacă mai sunt întrebări. Mai era, te rog. Ce se întâmplă dacă hosting-ul nu-ți permite să încarci fișiere și te obligă să ții 777 pe content sau upload sau...
dacă vrei un trick pentru chestia asta, WP File Transfer, plugin. Nu-ți trece, poți să spună hosting-ul tot ce vrea el. Doar să nu spună limitare din variabile de pe HP. Dar îți spune 777 pe ce? Nu poți să faci upload de media dacă nu ai 777 pe upload. Dar nu poți să, dacă nu... Da, sunt serveri mai vechi care cu 77, cu 755 sau 765. Vorbești cu ei direct, nu ai. Îl schimbi. Îl schimbi, nu ai ce să faci, chiar nu știu dacă mai e cazul. Dar există, să știi, asta e o situație reală. Presupun că e o situație care se referă la hosting-uri foarte vechi, nu? Nu neapărat, e o problemă de permisie asta, de fapt. Da? Și tu, de fapt, în uploads, tu poți să scrii acolo, dar dacă deasupra nu ai toate drepturile setate corect, ce trebuie da, pentru serverul respectiv, atunci tu nu poți să scrii în folderul la NEM. E vorba, e da, o problemă de permisie da, la nivel da, da, de server. Din păcate nu prea ce dar te faci. FTP-ul, spre exemplu, chestia asta, nu știu dacă e posibil să restricționeze ție permisiunea de a seta permisiuni. Da, da. Ba, da. Se poate. Nu am știut chestia asta. Dar, în principiu, sfatul meu pentru chestia asta, schimb tot. Fugi. Vorbești. Adică dacă ei au metode de securizare la așa nivel, înseamnă că e o problemă. Dar să știi că în unele cazuri se justifică. Treaba asta face acel site să fie neatacabil. Se justifică, da, pentru că dacă pentru nu că poți să niciun fișier dintr-un site... Tu ai site-ul ca root, înțelegi, și nimeni nu poate să-ți facă abonă. Dar vorbim de site-uri statice. Nu vorbim de site-uri dinamice care își schimbă conținutul. Vorbesc de WordPress. Nu, nu, mă refer la produsul final realizat în WordPress. Nu vorbim, spre exemplu, de un site cu știri. Acolo tot trebuie să încarci, tot trebuie... Nu are legătură. La media nu contează, da, credem că e static sau... Asta sunt chestii de astea. Merge? Ajungem la server. Vă mai erau întrebări? Da, mai avem da, întrebări. Da, da. Am văzut că recomand WordPress. E ok varianta free sau recomand și cea pe server? Personal, în funcție de client, recomand WordPress. Acum, dacă e un client care își dorește ceva în plus, și anume partea de firewall, partea de firewall de la WordPress Premium, cam ăsta e cel mai mare avantaj al WordPress Premium față de cel free. E zona de firewall. Poftim? Și scanarea live, ar mai fi. Scanarea live există și la varianta gratuită. Încă există, da. Recomand premium pentru toată lumea. Chiar dacă e destul de costisitor. E firewall-ul ăla, dar acum depinde și de site. Că dacă e un site mare, atacabil, adică e ceva vizibil și supără mulți oameni, bineînțeles că toată lumea o să dea ani altul să plictisească. Dacă e un site de prezentare, ar fi risipă de bani. Atât pentru client, cât și risipă de timp pentru voi. Depinde de business-ul site-ului respectiv, dar e destul de complicat să-l configurezi, adică trebuie să intri și în zona de server, și în fișierele de server. Are până într-un anumit procent configurarea automată, mai departe trebuie să facă dezvoltatorul și trebuie oarecum să... Un developer simplu nu se va descurca, trebuie neapărat un full stack. Și pe partea de server. Dacă mai sunt întrebări. Mai sunt întrebări la final. Ok, bun. Prima parte, cum curățăm. Acum ce facem înainte de a ajunge în punctul în care să curățăm. Astea sunt câteva sfaturi pe care vi le dau eu personal. Poate sunt mai multe, poate sunt mai bune. Nu e necesar să faceți poze, veți avea totul la final pe link de descărcare, cu tot cu resursele. O să fie vorba și de niște resurse. Mai repet, nu mai repet, update, țineți-le la zi. Cele mai dese situații pentru un update sunt întotdeauna de securitate. WordPress-ul foarte rar își face update-uri pentru funcționalități. Și când își face pentru funcționalități, cum zicea colegul nostru, mai adaugă niște iconițe, mai schimbă ceva mic. În principiu, se patch-uiesc vulnerabilitățile care sunt pe internet, care se discută și care fac site-urile vulnerabile. Acum, update backup, SSL valid. SSL-ul practic înseamnă criptarea datelor între server și utilizatorul final. Un certificat SSL pentru majoritatea cazurilor e arhi suficient un Let's Encrypt. Let's Encrypt e o certificare de o autoritate de certificare care oferă pentru
toată lumea certificate gratuite. Din păcate are valabilitate de 3 luni și atunci va trebui tot să le refaci, să le refaci, să le refaci. Dar practic ce se întâmplă, datele sunt criptate de la end user la server. Și atunci nu mai poți să vii cu o metodă de man in the middle și să iei momentul în care se loghează un utilizator, un administrator la site. Apropo, hint, dacă faceți development și vă plac work hub-urile, cum e aici, sau vă place să mergeți în cafenele, în momentul în care vă logați la rețele publice, folosiți un minim de decență, cum să numesc, contra atacurilor cibernetice. Dacă vă logați ca administrator, folosiți un VPN sau orice ar fi, încercat să nu folosiți prea mult logarea în cafenele publice. Pentru că sunt atât de multe metode de a sustrage o parolă, mai ales dacă nu aveți un SSL. Sunt atât de multe metode, adică practic în momentul în care nu aveți un SSL, parola se trimite în clar. Dacă nu se trimite în clar, se trimite hash-uită. Nu mai e o problemă să faci reverse la hashing. Încercați să evitați chestia asta. E mișto să ai o cafea și să faci site-ul clientului, dar din păcate implică anumite riscuri. De exemplu, aici aveți un exemplu de instalare de SSL. În momentul în care aveți green padlock, înseamnă că totul e ok. Dacă nu aveți green padlock de instalat SSL, înseamnă că aveți niște resurse care se încarcă nesecurizat. Adică o imagine, spre exemplu, de tip cu pre-extensia HTTP, fără S-ul ăla de la final. S-ul face diferența în cazul ăsta. HTAccess-ul. HTAccess-ul e fișierul ăla pe care nu-l vedem. Pe bune nu-l vedem. Adică dacă nu selectăm opțiunea să vedem fișierele ascunse din structura de fișiere al unui server, nu-l vedem. Este practic, dacă vreți, cum e inima unui om, așa e HTAccess-ul pentru un server. Acolo se găsesc cele mai importante lucruri care fac conexiunile între platforma ta finală, în cazul nostru CMS-ul WordPress, și core-ul serverului. Fie că vorbim de Apache, fie că vorbim de Linux sau oricare altă. Și aici, la HTAccess am câteva recomandări pe care o să le găsiți în niște fișiere de tip text. Apropo, când o să vreți să creați un fișier de tip HTAccess, Windows, spre exemplu, nu vă permite să creați fișiere cu extensia .. fără nume în față. Și atunci va trebui să puneți un underline înainte, sau două, ceva de gen. Google it. Ideea e că nu o să puteți să-l creați pe Windows foarte ușor. Nu luați de bună ce e aici. Chestia asta se aplică, spre exemplu, doar pentru Apache-ul. Pentru instanțe de servere Apache. Nu știu dacă unele sunt compatibile cu Nginx, altele nu. Ideea e că aici sunt trei fișiere, practic sunt trei HTAccess-uri, o să le găsiți și acolo. Primul e pentru rutul principal și prima regulă, spre exemplu, zice că absolut nimeni nu are voie să acceseze HTAccess-ul ca să vadă ce reguli de securitate ți-ai pus. A doua, spre exemplu, îți dă deny către public, către fișierul wconfig, despre care spuneam la început că e practic fișierul de configurare al WordPress-ului cu baza de date, după care option all indexes îți permite să oprești, nu știu dacă ați intrat pe acele site-uri vechi, când cauți o anumită resursă, fie că e o poză, fie că e un document, și vedeți o înșiruire de fișiere. Și vedeți și fișierul vostru, dar pe lângă ăla mai vedeți încă 10 fișiere, care unele s-ar putea să vă folosească. E, chestia aia nu vă permite, vă afișează o eroare și zice că în folderul ăsta tu nu poți să vezi ce conținut are. După care, ultima e pentru Rewrite Engine-ul, face accesul ori HTTP, ori HTTPS și nu permite, nu pe full-ul ăla, ăsta de aici, nu permite accesul la altfel de fișiere. Acum, ăsta îl puneți în root. Da? Ăsta e HTAccess-ul din root. Dar noi mai avem două foldere sensibile, și anume WAdmin, unde e zona de administrare a site-ului WordPress, adică backend-ul, și WP-Includes, unde sunt anumite biblioteci și așa mai departe. În WAdmin, de fapt aici vorbesc pe site.
Aici W-admin-ul, asta e o simplă setare care efectiv îți permite ca site-ul tău slash W-admin, adică zona de backend de configurare, să fie accesibilă exclusiv doar când ești conectat într-o rețea și ai un anumit IP. Adică eu, spre exemplu, acum sunt conectat pe rețeaua de la Impact Hub, intru, văd care este IP-ul meu public. După ce am văzut IP-ul, îmi bag regula asta și știu că administrarea se poate face doar din Impact Hub. E o chestie super bună în cazul în care sunteți atacați în mod constant. Și cealaltă o puneți în WP Includes, care efectiv nu permite accesul absolut deloc la ce se întâmplă acolo. Acum, în funcție de versiunea de WordPress, pentru că nu toată lumea le updatează, după cum am văzut și în statistici, sunt foarte multe vulnerabilități care nu sunt patch-uite. Și atunci, pe cât posibil, ar trebui să fie ascunsă partea asta, ce versiune de WordPress ai. Și dacă ai una mai joasă, să nu permiți accesul în W-Includes, pentru că acolo găsești vulnerabilitățile, adică trigger-ele pentru vulnerabilități. PHP.ini. Fiecare WordPress are nevoie de serverul de web, Apache, Ginz și așa mai departe, un server MySQL, MariaDB sau oricare altul care e cel care ține baza de date și trei, serverul PHP. Serverul PHP oarecum ar trebui să fie pe invers, că ăsta e primul. Pentru că serverul PHP îți prin el sunt cele mai multe atacuri, prin intermediul problemelor lor. Dacă mai devreme se zicea că colegul când pot să-l identific. Dacă mai devreme se zicea că e recomandată versiunea 5.2, eu vă recomand din start să mergeți pe ultima versiune stabilă, indiferent care ar fi ea. Niciodată instabilă. În PHP INI se setează tot ce înseamnă variabil. Și s-ar putea, ce vedeți în dreapta, să vă fie mai cunoscut. Fiecare cPanel are o secțiune unde poți defini aceste variabile. În stânga e acea secțiune trecută sub forma unui fișier. Stă tot în root, unde stă htaccess-ul. Root-ul, de fapt, înseamnă acolo unde vedeți și folderele W-admin inclus și tot așa, și cele de configurare. Aici e doar o recomandare despre cum să vă setați. Bineînțeles, chestia asta e o fantezie, pentru că majoritatea temelor, prima parte, majoritatea temelor îți cer niște variabile mult mai mari, dar e foarte important ca măcar max execution time-ul ăla să fie cât mai redus și input time-ul, adică timpul în care se execută un fișier de tip PHP, dacă nu l-ați banat deja, dacă nu l-ați interzis deja din htaccess, să fie cât mai redus. După care, Base64 Decode, v-am povestit de el la parcursul prezentării, dați-i disable ca să fiți siguri că așa scăpați. Se ascunde versiunea de PHP, pentru că v-am zis, sunt foarte multe vulnerabilități. Există site-uri întregi, baze de date imense. Dacă vreți să mergeți și în zona de dark web, unde există direct exploit-uri pentru anumite versiuni de PHP. E foarte ușor, adică nu trebuie să fii mare cracker, hacker, ca să spargi un WordPress atât timp cât are o versiune AX și tot așa. Găsești exploit-uri pe oriunde și le găsești explicate, efectiv, într-un stil foarte simplu. Session cookie e ceea ce v-am zis cu acele coduri, cu acele stringuri. Dar în momentul în care dați off la session cookie, nu mai puteți să aveți opțiunea aia de data viitoare când revin pe site autentifică-mă automat. Folosește foarte mult la atacurile de inserție de JavaScript, logurile alea e foarte bine. Spre exemplu, când vreți să faceți debug, dați display errors on. Acolo în dreapta, după cum vedeți, e o versiune, e un GUI. E mai ușor de manageriat, dar când faceți debug și aveți probleme cu un site spart, puteți să afișați erorile în clar în față. Ca o mică paranteză. Am câțiva prieteni aici care sunt veniți și unora le-am promis că o să încerc să fac prezentarea cât mai pe înțelesul tuturor, dar având în vedere că e un subiect sensibil, ușor, ușor trebuie date din ce în ce mai multe detalii tehnice, pentru că așa se previne. Dacă nu folosești, nu păstra regulă de aur. Ai o temă învechită pe care nu mai folosești, șterge-o. Aia e principalul gateway pentru atacuri. Ai un plugin pe care
creat disable, chiar dacă noi mi-am folosit, nu are nicio relevanță. Un plugin activ este egal cu un plugin inactiv pentru hacker. Problema e că în acel plugin, în acel plugin ai vulnerabilitățile, ai fișierele care îți permit accesul ție ca hacker. Deci dacă nu folosiți, ștergeți, regulă de aur. Și acum pe WordFence, peste WordFence o să trec. Ce ziceam adineaură, politică pentru parole. Toate parolele se există setate. Parole pentru bază de date, eu recomand inclusiv schimbarea username-ului cu drepturi de sysadmin pe bază de date. Adică toată lumea are root. Eu bag una în foc că 3/4 de aici, la majoritatea site-urilor, avem userul root. E o problemă. Unde stai? Poftim? Serios? Aveți root la... Acum? Depinde. Pentru user e foarte important. Majoritatea atacurilor sunt pentru că avem useri de tip admin, parola admin. Adică... Noi că nu facem asemenea prostii... Da. Nu, noi ceilalți aici, care nu sunt aici. Dar deci, mai există companii care îți configurează root, nu vorbesc serios. Da. Da. Majoritatea companiilor de host, companiilor, firmelor de hosting din România. Cafea, beți cafea multă, că în momentul în care vi se sparge un site, vă omoară clienții, vă sună, vă dau mail-uri. Efectiv, nu aveți timp să faceți un lucru până primiți al doilea apel să vă întrebe dacă l-ați făcut. E foarte stresant. Închideți telefonul în momentul în care sunteți într-o situație de genul. Child team, am zis deja. WP Hides permite să ascunzi faptul că tu ai un WordPress. Ceea ce e foarte interesant, adică e greu detectabil. Sunt atâtea detectoare de teme, de versiuni de WordPress. Un WP Hides ascunde tot. Și tot WP Hide, sau chiar alt plugin, WPS Hide Login, îți permite să-ți refaci acel link de logare. Care, spre exemplu, vine ca o contramăsură pentru atacurile de tip brute force. Ce înseamnă brute force? Am identificat că tu ești atât de începător încât ai userul de administrator admin. Am văzut că tu nu ai, nu mă limitezi de câte ori poți să încerc parola. Așa că ok, iau un generator de parole și execut un atac de tip brute force. Încerc parole până când o nimerez pe cea corectă, care o să fie admin. Deci astea trei merg împreună. Nu mai spune odată, când se schimbă parolele, să nu se pună aceeași parole, să pună parole. Da, 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 da. Și parole generate aleatoriu. Vă recomand inclusiv voi ca developer să folosiți acele store manageruri, sau password manageruri, sau store password, habar n-am cum se numesc. Ideea e că îți reține parola acolo ție și în momentul în care intri, îți dă parola automat, nici nu trebuie să o ții. Sper că slide-ul ăsta spune foarte multe. Da. E foarte confortabil în momentul în care îți vine un client cu un buget de 500 de ce vreți voi și zice că vreau să-mi faci și mie un site și știi că din aia 500 de euro, spre exemplu, știți că 60 de euro îi dați pe tema nu știu care, încă 20 pe plugin-ul X. Folosiți-le, dar folosiți-le pentru voi să le testați, să vedeți cum funcționează. Niciodată nu folosiți Node în producție. Eu, din păcate, am făcut cumva greșeala asta. Era confortabil. Descărcam tema, o încărcam, configuram clientul, îi făceam site-ul, eram fericit. Dar clientul ăla îmi revenea. Într-un an, doi, e bine să-ți revină clienții, dar nu așa. Deci e foarte bine să-ți revină clienții. Dar nu în momentul în care sunt sparte site-urile. Nu folosiți teme, nu. Repet, niciodată nu le folosiți în producție. Folosiți-le pe serverele voastre, folosiți-le pe site-urile voastre, de care nu vă pasă, dar nu pentru clienți. Ăsta este un sfat. Mă gândeam dacă să dau și un link de teme nult, că s-ar putea foarte mulți după să meargă să caute acasă și exact ce vreau eu să fac partea de prevenție, să fie pentru unii, teme gratis. Nu, agențiile astea fac, majoritatea agențiilor care sunt foarte serioase, da. Asta face cum dă clientul către o găzduire sau către un serviciu premium, da. Și noi îi refuzăm pe noi. Spunem, dom'le, păi ai o temă furată. That's all. Acum, dacă mai sunt întrebări pentru partea nouă a prezentării, configurările pentru HT Access și pentru PHP INI le găsiți pe acel link. O să-l postez probabil și pe grupul de Meetup, că s-ar putea ca mulți să nu fiți pe grupul de Meetup. Vă rog întrebări.
orice, că așa învățăm cu toți. Te rog. Dacă folosim WordPress-ul, mai recomanzi acel modul? Niciodată. Stai puțin. Pentru că nu uzi. Niciodată. Te rog, continuă. Dacă folosim WordPress-ul, mai este necesar să folosim un modul pentru limitarea accesului? WordPress-ul are... Ce, ce înțelegi prin modul de limitare a accesului? Alea trei care ziceam la final? Da, bineînțeles. Am multe firmele de post. Unele da, unele nu. Din păcate, în România, firmele de posting încă sunt undeva... Da, trebuie să ai la nivel de firewall. Deci firewall-ul trebuie să-l ai la nivel de... Firewall-ul e partea de server site, da. Configurat pentru WordPress, nu toate, să știi că fac treaba asta. Regulă de bune practici, niciodată nu folosiți două utilitare de securitate. Pe asta încerc să zic. Nu, nu, alea nu sunt de securitate, alea doar să fac câteva configurări. Mă refer cum e WordPress, pe care, exact cum am zis, e un antivirus. E, dar nu are mai folosiți ce altul. Poftim? Asta nu o să la... dacă... Are brute force, dar dacă folosești... Vedeți că WordPress-ul îți folosește anumite resurse. Ceea ce îți mai reduce din viteza site-ului. Adică e, e un compromis dacă îl folosiți sau nu. Depinde de puterea serverului, trebuie să vedeți și requirements-urile lor, ca să nu vă afecteze UX-ul site-ului. Dar niciodată să nu folosiți două utilitare de tip WordPress pe un site. Că mai au și cei de la sucuri tot așa un scanner. Și mai sunt alte zeci de scanneri, pentru că asta e zona de WordPress. Când apare un plugin cu o idee originală, mai apar 10 în următoarea lună, chiar dacă sunt aproape la fel. Niciodată să nu le folosiți pentru că vă blochează site-ul. Și ajungeți la niște... E ca și cum ați instalat două antivirusuri pe același calculator. Intră în conflict, iar la final, voi sau clienții sunt nemulțumiți. Alte întrebări? Cum rezistă WordPress-ul la SQL injection? Foarte bună întrebare. am un coleg care cu siguranță ți-a răspunde cu drag la întrebarea asta. Depinde de versiunea de WordPress. Depinde de versiunea de WordPress, depinde de varianta de SQL, dar în principiu SQL injection e cam fake. Adică nu prea mai poți pe WordPress. Trebuie să ai un plugin care nu are request-urile sanitizate sau chestii sunt de genul. Multe. Și teme, nu numai plugin. Și multe. Da, într-adevăr. Și teme. Eu mă... SQL injection sunt încă multe. Dar sunt, sunt vechi. Adică o simplă sanitizare a comenzii. Nu face nimeni lucrurile astea. Nu rescrie nimeni teme întregi pentru că sunt... Da, nu e nevoie să rescrie o temă întreagă ca să sanitizeze o comandă, un input din ăla. Eu știu foarte bine, nu? Da, nu e o chestiune extrem de simplă, dar asta face diferența între o temă de calitate și o temă scrisă pe fugă doar ca să-ți ia bani. Nu pot să te sfătuiesc cum poți să le distingi pe cele două. Cel mai bine ar fi să ții măsuri de precauție pentru chestia asta. Adică să verifici, să studiezi un pic ce înseamnă sanitizare și după să verifici dacă tema respectivă sau pluginul respectiv face chestia asta. Eu n-am avut cazuri de SQL injection. Și... Poftim? Iarăși cum, mă, înseamnă că ai puțin. Deci WordPress-ul, oricum îți face treaba asta. Deci, nu complet. Nu complet. Nu complet, pentru că WordPress-ul nu are acces peste tot. Trebuie să, din consumție și WordPress-ul trebuie foarte bine configurat de la bun început. Exact. SQL injection e o metodă de atac. E folosită în momentul în care ți-a intrat cineva cu SQL injection, de securitatea ta e cam jos. WordPress-ul te apără de chestia asta, nu complet. Niciodată nu o să te apere nicio soluție completă. Pentru că vine un băiat de la o anumită temă, un dezvoltator, care vrea să facă un input pentru header, să poți să-ți introduci pe numărul de telefon, spre exemplu, ca să fii sunat de către proprietarii site-ului. Și atunci, efectiv, nu sanitizează chestia aia. Și o scrie într-un cod din ăla greu de înțeles. WordPress-ul nu o să-ți înțeleagă niciodată modul în care scrie codul. Dacă respectă anumite reguli, se recunoaște. Dar dacă nu se fac, asta e un dezavantaj al WordPress-ului, că nu-ți execută și codul. Să-ți ia codul, să-ți-l pună într-o zonă de test, să ți-l execute, să-ți facă el teste, dacă vrei mai mult de atât, pen test, Google-i. Teste de penetrare, dai în site până nu mai știe site-ul de el și o să vezi ce probleme ai. Și atunci poți să-ți le rezolvi simplu. Cred că trebuia să scriu și asta, asta trebuia prima. E la amândouă, da, pentru cunoscători, Kali Linux să-ți face chestia asta. Eu am vrut să fac
Am vrut să fac o demonstrație live pe site. Spartan mi-a dat seama că nu prea are relevanță. Mi-am descărcat din nou. Există o versiune de Kali Linux pentru, cu anumite module preinstalate pentru WordPress. Adică e făcut exact pentru WordPress. Am făcut Alex-o dar pe demonstrație. Și m-am jucat un pic cu Kali aseară și exact cum ziceam, nu e mare chestie. Bun, deci dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Sper că nu v-am plictisit. Nu, că așa cum am luat să gândește dacă și-a pus parola. Asta este foarte, foarte bună ca exemplu. Problema cu SQL injection. Cum îți dai seama ce tip de atac a fost și care este, de fapt, vulnerabilitatea? Prin analiză de fișiere. Doar prin analiză de fișiere. Să-ți dai seama de tipul de atac, e, dacă nu faci automat, e destul de greu pentru tine ca dezvoltator. Adică trebuie și un pic din zona de cunoștință de securitate cibernetică. Da, nu toată lumea își permite, de exemplu, să își facă chestia asta, da? Pe asta am zis. Dacă nu-ți identifică un utilitar, metoda de atac, cam aia e. Eu mă refer strict la situația în care tu ne ai un site, nu ai nimic de securitate pe el, l-ai spart, ți l-a spart cineva, da. Și te trezești că vine clientul la tine și zice, repară-mi-l. Și tu și cum îți... Păi da, nu întotdeauna e cazul ăsta fericit în care are și backup și poți să faci lucrurile. Vreau să știu unde vrei să ajungi. Să-i dai explicații, unui client care nu a fost de acord cu metode de securitate? Nu, cum îți dai tu seama prima dată? Prin analiză de fișiere. Asta e. Vezi, prin analiză de fișiere și analiză comportamentală. Oarecum. Ne spune că poți să analizezi logurile, dacă îți dai seama că am plus. Și logurile și sunt atâtea chestii de analizat. E mult. Există oameni care primesc bani doar pentru asta. Și cu siguranță mai mult decât primii unii ca dezvoltator. Dar există oameni care doar asta fac. E greu să stai, trebuie să ai cunoștințe avansate din domeniul. Bun, și la sfârșit îi spui clientului trebuie să-ți reschizi tema sau să-ți consideri un plugin-ul care... Nu, îi spui clientului că ar trebui să ia în considerare partea de securitate. Eu așa procedez. Îi arăt că s-a întâmplat, îl protejăm sau nu. Dacă nici a doua oară nu vrea, mulțumesc. Chiar să continuăm treaba asta. Cum procedez, de exemplu, dacă el are un departament de marketing și una dintre funcțiile de acolo au fost afectate? Să zicem un enhanced e-commerce de la WooCommerce. A fost infectat. Și trebuie să-l dai afară până la urmă provizoriu. Și să-i lași o perioadă de timp până faci, să zic, site-ul a fost foarte bun. Da, da. Îl lași, nu știu, o săptămână, să zic, maxim. Fără funcția respectivă, pentru că tu ești în verificare, că el e și în live, da, da, în același timp monitorizezi situația, de fapt. Și de asta... Bun, și practic, mă întreb cum aș proceda eu în cazul ăsta? Da, adică tu ai spus că... Funcția e custom? Nu, e un enhanced e-commerce, care îl folosește marketing. A, un e-commerce? Aștept. Aștept să fie peciuit, eventual sunt un băiat bun și dau rapid mail către WooCommerce, peciuit. Categoric dăm un mail către, dar zic, ci de la, da, din firma respectivă. Trebuie să înțeleagă securitatea. Nu o să înțeleagă, îți dai seama că da, știu. O să facă marketing. Nu, chestiile astea, dacă nu te apuci tu să-l scrii codul, aștepți. Dai bine. Mai frumos e că mă ajut, dar te-am înțeleg că și dacă se mută în momentul la critic, n-au fără rezolvat nimic. Trebuie să-i explici. We've recently got a tag. It went through the contact form, and that contact form is related directly to your cPanel, right? Yeah, no. How is the contact form? Well, no, that's the idea. I know about the vulnerability. The contact form allowed the hacker to get root access to your server. So basically, through that gateway, he was connecting to your server, and he performed after some comments to. So what's the best security for that? I don't think WordFence. That was the problem. There is no best security. The best security option for everyone is to unplug the computer, the servers from. Yeah, yeah. And, you know, in that day there. Won't be any vulnerability, but the best security method for that thing is to write your own code, but write it by following the rules for good security. I mean, you have to pay an expert for that. Okay.
if you want to be 99% it was really bad. We had like 100 websites, you know. And it was going like one one website after all this, you know. That was the attack of EZS Entrepreneur. You should take all your WordPress websites, and I think it was presented here a solution for seeing what's happening with all your websites, and when one of them was affected, and when you saw the second one that was affected by contact form, you should just disable with just one click the contact form plugin from all the websites. Yeah, you didn't know it's the attack that was like 3 weeks ago. Yeah, he's talking about EZS Enterprise. It was one of the biggest attacks. But it was, as I know, it was for a previous version, not for the last one. Yes, unupdated versions. It was for an unupdated, so as you saw, there were some slides in English where it was updated. Just do that. update. Yeah, but if he does the update, he has the EZS Enterprise with contact form sharp integrated, right? And the attack was going on. Practically, if you disable the plugin, already you have an admin user, and already you have already just update on every index. The best method was to update it. Update it and clean it manually, like you said. Pizza și să continuăm. Dacă mai aveți întrebări sau dacă aveți întrebări către altcineva.